Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Am avut de ales. Ori tot șase odată, ori să accept să vină unul câte unul. Ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi refuzat? Mi-a fost frică de briceagul ăla care mi-l băga aici în gât. Și eram închisă. Tata nu era genul de criminal. Dar nervii care îi producea mama puteau să te aducă în starea asta. Și lăsau receptorul deschis, telefonul, să aud eu ce se întâmplă acolo și eu disperam. Sunt conștienți de asta? Ei vor vedea acest interviu? Antonia îmi smulgeam părul din cap. Îl trăgeam cu mâinile mele, mi-l smulgeam. Sunt și tăiată pe mâini de la nervi. Am avut multe. Descărcați-vă. Așa mi-am început viața, într-o familie în care nu am simțit niciodată liniște, iubire și bunătate. Stresul meu începea cu primul pahar consumat de ei și mă pregăteam. Ascundeam tot ce putea deveni armă. Ne obligau să ne ducem la somn. Ce ironie, stingeau și lumina. Așa începea totul de fiecare dată. Vecinii nu mai săreau un ajutor, erau sătui de noi. Dar noi nu ne opream să strigăm după ajutor, mi-a povestit Maria. Ani mai târziu devine victima celor 7 bărbați care au abuzat-o sexual. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă invit să aflăm împreună cine este femeia a cărei viață a fost furată de către proprii părinți și mai apoi de cei care au simțit-o vulnerabilă și fără apărare. Revenim în câteva momente, stați cu noi! În urmă cu 2 luni am primit un mesaj pe Facebook de la o doamnă. Analizându-i atent profilul, am reușit să-mi dau seama că este o persoană foarte puternică și liniștită în același timp. După ce i-am citit povestea, am plâns și m-am cutremurat. În această seară, special pentru dumneavoastră din Cipru, pe scaunul invitatului se află Foca Maria. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Și eu mulțumesc că sunt aici. Aveți emoții? Foarte multe. Foarte multe. Sunt binevenite, așa cum v-am mai spus. Emoțiile o să vor... treacă, nu? O să treacă, da. Da, pe parcurs. Vor trece. Pentru că vom intra în poveste și deși vom discuta despre trăiri și etape greu de amintit, da. De povestit și de ascultat, da. Cred eu că această discuție vă va face bine. Da, și mie și celorlalți. Așa este. Pentru început, vreau să vă întreb de ce aici, la Spunem Cum, și de ce acum? Pentru că știu că a fost o decizie foarte grea de a vă publica povestea. În primul rând, te felicit, vă felicit pe toți pentru emisiunea asta. Și urmăream emisiunea asta foarte mult și m-am inspirat de la foarte multe povești, de la oameni, chiar am și vorbit cu ei, am făcut comentarii poveștilor și am zis de ce nu. Și povestea mea ar putea ajuta foarte multe lume și este ca un fel de eliberare pentru mine mai mult. Eliberarea asta de cine sunt eu fără poveste. În urmă cu puțin timp V-am studiat profilul de Facebook și ați postat un videoclip, un video în care, la aniversarea dumneavoastră, dorința cea mai mare era să înțelegeți mai bine pe ceilalți. Și eu cred că asta ați făcut toată viața. Și în seara asta îmi doresc din suflet să fiți dumneavoastră înțeleasă și să fie despre dumneavoastră. Așa că vreau să vă întreb unde v-ați născut, să o luăm cu începutul și dacă mai aveți frați. Da, m-am născut în București, în sectorul 3 și am frați, am o soră și un frate și am petrecut toată copilăria mea în București până la vârsta de 21 de ani. 20 de ani și un pic. Acolo. Erau vacanțele de vară, 3 luni de zile în Moldova, dar în rest totul a fost în București. Acolo. Mi-ați spus că viața începe într-o familie în care nu ați simțit niciodată liniște, pace și iubire. Uh-huh. Dacă în familia noastră nu simțim asta, ce altceva putem simți? Frică,
lipsă de control, deci o lipsă de ajutor, de cineva să fie acolo. Lipsa lui Dumnezeu întotdeauna, pentru că nu exista, cred, atunci. Da? Neputință, milă, cam așa ceva. Cam astea. Deci, lipsea sentimentul de dragoste, pace, iubire, sentimente care erau înlocuite cu frică, vină, neputință. De ce? Pentru că părinții mei erau dependenți sau, dacă nu erau dependenți, cel puțin se bea foarte des, da? Să nu spun dependenți, dar se bea foarte des. Și în urma la faptul că beau, se luau la ceartă. Și nu era doar o simplă ceartă, erau scandaluri. Erau imense scandaluri. Pur și simplu se luptau între ei, se luptau la propriu. Nu era femeie bărbat, erau două fiare care se luptau într-una. Parcă un fel de cine câștigă, cine e mai tare. Fiecare să-și caute dreptatea. Uneori tata putea să... Era foarte repede enervat. Foarte repede se lăsa enervat, iar mama îl enerva într-una. Îl enerva. Parcă îl căuta așa. Vino, 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 vino. Și eu între ei acolo să pot opri, să pot face ceva. Eram foarte bună organizată la toată treaba asta, pentru că până când eu vedeam primul pahar, al doilea, al treilea, deja începeam să ascund tot ce devenea armă în casă. Cuțit, furculiță, vază, orice devenea armă, eu le ascundeam, tot. Și într-una eram să fiu acolo, pe fază, să văd ce se va întâmpla. Cum să fiu. Da. Și acum, toată viața mea, mă observ că sunt parcă într-o văgăună așa ascunsă și să văd când să ies la, cum să fac să ies la atac. Cum ca și să cum fac. Ceva urmează să se întâmple. Da, da. Până să ajungem să asta dăm... acum am conștientizat-o atât de puternic. Ce tare. Ce anume? Faptul că mă simt așa de multe ori. Cu toate că am conștientizat probabil foarte multe. Probabil că veți găsi multe răspunsuri. Ah, da, deja observ acum și mă minunez, pentru că deja chestia asta mi-a făcut un mare click. Că mereu sunt... Vreau să ies, dar parcă mi-e frică. Vom ajunge să dăm mai multe detalii din poveste. Da. Dar până atunci vreau să vă întreb dacă părinții munceau, la ce munceau și cum vă descurcați financiar? Tata muncea la Republica, era sudor, la înălțime, cumva pe Macarale. Am fost acolo de foarte multe ori în viața mea și chiar și astăzi am trecut pe acolo. Nu astăzi, zilele astea. În afară de asta, lua cornier de acolo, cum se lua, nu știu cum se făcea, de azi ducea cornier și închidea mormintele, făcea grilaje pentru morminte, balcoane, foarte multe balcoane a făcut tata, au închis balcoane. Vreau să spun că și eu am ținut de cornierele alea când el le tăia, le suda, și mai mătura și scări. Foarte multe scări, deci erau perioade în care mătura decât blocul nostru, 4 scări, de la etajul 8 până jos, plus ghena, plus tot, boxele, tot. Plus afară, plus cum era pe vremuri, că nu era situația de acum cu cazanele astea care sunt cu roți sau nu știu ce. Nu, erau niște cazane de tablă care trăgeai de ele pur și simplu și curgeau și mătura scări. Vreau să vă întreb cât de grave erau certurile între părinți. Foarte grave. Foarte grave, pentru că putea să o împingă pe mama să vină cu capul de frigider, să rămână acolo. Putea să-i dea un pumn, nu palmă, pumn. Și de multe ori tata avea obiceiul să dea așa cu dosul mâinii. Mult, deci multă bătaie între ei. Palme, și mama era și este o persoană slabă, nu este o persoană bine făcută sau... Da, ea este puternică totuși, că altfel nu ar fi rezistat toate astea. Nu ar fi rezistat, dar lua multă bătaie. O împingea de aici, putea să meargă până, nu știu cât, 2-3 metri, 2-3 metri și acolo să ajungă cu spatele în ceva sau cu mâna în ceva sau să o vezi că are un deget mai nedrept, mai mâna nu știu cum. S-a întâmplat asta? Da, da, între ei. Și ei fiind mai mari și mama a prins un pic mai mult tupeu, a început și ea să facă, și ea să împingă și mai rău, mai rău. Pentru cine vă era mai frică atunci când venea seara? Pentru că mi-a spus că seara începea teroarea. Pentru mama, pentru tata sau pentru frați?
Păi eu credeam că o să omoare pe mama. Dar nu era, tata nu era genul de criminal. Dar nervii care îi producea mama puteau să te aducă în starea asta. Deci era ceva de genul vino și bate-mă că altfel nu mă potolesc. Cam așa ceva. Deci eu acum înțeleg că ei lipsea toate astea și ei i-au lipsit toate astea. Ce nu erau în casă acolo, i-au lipsit. Era o dependență toxică de scandal. Da, da. Și bătaie. De ceartă, de... Era ceva de genul cum observ eu acum lucrurile, că ea ar fi vrut să simtă altceva în sufletul ei, dar să vină din altă parte. Uh-huh. Pentru că asta am simțit-o și eu. Întotdeauna am avut nevoie de altcineva să-mi dea ceva, să pot să mă simt cumva. O să ajungem și acolo. Dar nu știa cum să comunice acel ceva. Nu, pentru că observ astăzi, de exemplu, că în locul criticii care am avut-o și judecata față de ea, eu am nevoie de niște răspunsuri, dar nu pot să le primesc dacă mă duc și spun tu. Uh-huh. Dar dacă îi spun, știi, uite, crezi că dacă ar fi fost așa, ar fi fost altfel și s-ar fi așezat lucrurile, ca să pot să ajung la rădăcină. Să văd ce a fost acolo. Aș vrea să vorbim puțin mai târziu despre relația actuală dintre dumneavoastră și părinți, dar mi-ați scris așa, ne obligau să ne ducem la somn. Uh-huh. Ce ironie, stingeau și lumina. Deci vă obligau să dormiți înainte de a se dezlănțui iadul în casa dumneavoastră. Da. Se poate numi așa? Da, da, clar. Da, foarte mult, pentru că nu-mi convenea lumina stinsă în primul rând. Și eram cu urechile deschise, deci aș fi vrut să și dorm. Dar aveam întotdeauna urechea acolo. Oricum, era locul foarte mic, puteam să aud foarte repede. Era un apartament micuț. Da, întunericul, care nu-mi plăcea, deci nu vreau să dorm în întuneric. Chiar am dormit mulți ani și la mine acasă acum cu lumină. Acum nu mai dorm cu lumină, dar înainte am vrut mereu lumină. Încă mi-este frică de întuneric, dar îl pot controla. Pot controla frica mea, vreau să spun, și... Ne trezeam, deci ne trimiteau la somn și mă trezeam că auzeam un pumn dat de tata sau un țipăt de-al lui mama. Și așa începea totul. Ne trezeam toți, țipam, urlam, pur și simplu urlam. Fugeam la vecini să cerem ajutor. De multe ori vecinii s-au săturat să vină să ajute, chiar erau parcă imuni, că oricum nu făceau nimic. Și nu era la vârsta aia, deci nu țin minte eu să fi chemat ci vreodată poliția, dar țin minte că au chemat vecinii chemau în general. Cineva să vină să ajute sau veneau doar ei. Și îi potoleau. Pe moment. Pe moment. Pe moment, da, că nu era nimeni sigur. Eu mă rugam să rămân acolo un vecin, dacă se poate, toată noaptea. Ar fi fost super. Cum trecea o noapte în teroare pentru un copil care își auzea seară de seară părinții bătându-se până la sânge? Așteptam. Stăteam trează până când adormeau ei și mă duceam să mă asigur că dorm adânc și că nu se vor trezi. Iar tata bombănea, înjura și bombănea până la nesfârșit. Și dacă nu se oprea din bombănit, undeva mama putea să o atingă iarăși. Iar să înceapă scandalul. Deci trebuia să se oprească bombăneala ca să se oprească totul. Pentru că ar fi spus ceva mama sau invers. Ce țin minte acum, ce mi-amintesc, este că dacă mama era trează, era liniște. Putea să fie tata oricum ar fi. Deci dacă nu consuma... Mama ținea controlul. Da. La ea era arma, de fapt. Da. Când nu consuma, nu exista scandal. Nu exista nimic, era totul ok. Eram liniștită, că știam că mama e trează. Spuneați că chiar dacă reușeați să ațipiți, somnul era imediat întrerupt. Aveți în minte o noapte sau o întâmplare dintr-o noapte care nu o veți uita niciodată? Sunt multe. Sunt foarte multe. Toate nopțile nu pot să compar una cu alta. Toate au fost la aceeași putere pentru mine. La aceeași intensitate, da. Toate erau la fel, nu era ceva diferit. Adică așteptările mele la ce se va întâmpla și cum decurgeau lucrurile erau cam asemănătoare, așa.
Dar ați încercat să interveniți vreodată între ei, să-i opriți? Eram între ei, întotdeauna. Întotdeauna? Nu vă era frică, nu vă loveau? Nu, pe noi nu ne loveau. Știu că mi-era frică de nuiaua de afară, dar nu mi-am minte să fi luat bătaie de la mama sau de la tata. M-a apărat mama de tata, pot să spun, și de tata îmi era frică din cauza amenințărilor, dar nu că m-ar fi bătut. Asta nu. Dar să fim jigniți am fost. Mult. Și mai mult din partea mamei. De ce? Erați copii, totuși. Eram comparați. Care erau nemulțumirile mamei față de copiii ei? Păi, faptul că nu simțea în ea ce ar trebui să simtă un om normal. Iubire, mulțumire. Ar fi trebuit noi să facem ceva special pentru ea, eventual 10 la școală. N-aveai cum. Deci n-aveam cum. Eu studiez acum. Eu n-aveam cum atunci. Eu acum, Antonia, am acasă la mine o servantă care am cumpărat-o special și întotdeauna am avut, cu cărți, culori, creioane, cărți de desenat. Deci tot ce mi-a lipsit cât eu am fost copil, eu le am acum acasă. Și pictez. Incredibil. Și fac lucruri care nu le-am făcut cât eram copil. De ce ați spus că n-aveam cum atunci? Păi nu aveai cum. În primul rând că nici nu prea mi-aduc aminte perioada asta a școlii pentru mine. Eu nu mi-aduc aminte. Eu am fost 8 clase la școală doar ca să fiu pe acolo. Eu nu aveam grijă a școlii. Da, am trecut. Concentra la școală. Nu, am trecut. Nu țin minte să fi fost eu organizată cu lecții, cu... Nu. Nu, cred că n-aveam cum. N-aveam cum. Da, îmi plăcea la începutul anului când luam și eu caiete noi, un creion, un ghiozdan, dar nu m-am entuziasmat niciodată cu școala. Nu că n-aș fi vrut, pentru că observ acum la mine că îmi place, că am făcut eu acum, la vârsta care sunt, am învățat lucruri pe care nu le-am învățat în viața asta. Voiam să vă întreb dacă atunci când părinții erau treji, când nu consumau alcool, da, i-ați văzut vreodată, vorbind frumos unul cu celălalt, poate o îmbrățișare, un zâmbet, o privire caldă? Automatizări de-astea, nu sincere și chestii. Adică a doua zi parcă zici că spuneam că nimic nu s-a întâmplat. Țuții, spunea tata sau mama, hai facem aia și nu se discuta nimic despre... Că asta a fost și întrebarea mea acum. Ok, mama cu tata se certau între ei, tata o lua pe binișorul, cu binișorul pe mama, ei se împăcau. Nouă ne-a cerut cineva iertare vreodată pentru tot ce am trăit? Sau în viața asta cerem copil și copiilor iertare? Uite, mami, aseară am răzbufnit și cred că te-am speriat sau ceva. Nu. Ei întreaba lor. N-aveau ce... Și acum. Și astăzi, dacă s-ar întâmpla ceva, nu discută după. Pentru că este foarte greu să reușești, să recunoști că ai cam dat-o în bară aseară. Și că nu recunoaștem tot asta a fost și problema, că ei nu au recunoscut. Puteți spune că în continuare ei au o relație toxică, au rămas împreună? Da. O relație toxică. Acum s-au mai liniștit. Dar tot mama este cea care controlează, în sensul că este puternică și de fapt ea este slabă și dă dovadă de putere, dar eu nu cred că e atât de puternică, pentru că un om puternic... Vrea să mascheze niște slăbiciuni? Da. Un om puternic este liniștit, este așezat, este... Acum știu asta. Pentru că eu am fost la fel ca ea. Eu am făcut viața imposibilă multor persoane. Vom vorbi despre asta. Da. Vreau să continuăm întâmplările din apartamentul acela mic în care ați copilărit, în care ați crescut aici în București. Mi-ați spus că locuiați într-un apartament mic și ce să vezi, pe lângă certurile zilnice, veneau și alți oameni acolo. Da. Cine erau acei oameni? Vă făcea bine să vină niște străini în casă? Poate se mai ameliorau lucrurile? Nu, pentru că știam ce urmează. Deci, tot timpul a fost cineva acolo. Cineva a fost. Vecini, cu mătru, cu metri, da? O rudă. Întotdeauna cineva trebuia să fie. Se consuma împreună. Se consuma împreună. Se asculta o muzică pe care astăzi... nici nu vreau să o aud. Da? Insistentă și țipătoare și foarte tare. Și multă gălăgie în locul ăla. Totuși,
Pentru mine, eu știam că nu e ok să ai muzica să cânte până la ora aia și în halul ăla. Și nu numai față de noi ca și copii, dar și față de vecini. Și culmea era că mai aveam și vis-a-vis de bloc colegi. Colega mea, de exemplu, eu stăteam la etajul 2, ea stătea la etajul 5 și a doua zi îmi povestea la școală ce s-a făcut la mine acasă. Am văzut-o pe maică, ta făcea așa cu tăi, că tu ai făcut așa, sorta a făcut așa, adică era prea greu pentru mine a doua zi să ascult toate astea. Mi-era rușine, pur și simplu mi-era rușine. Astăzi nu mi-este rușine, dar mi-era rușine. Multă rușine. Da. Să ți se spună a doua zi, da, că la tine acasă a fost scandal. Nu așa frumos, nu așa cum explic eu acum, am văzut-o pe maică, ta, am văzut pe taică, tu, un fel de râs. Plus că nu eram văzut bine acolo. Nu eram văzut, eu cel puțin nu m-am simțit niciodată văzută bine. Cum arătau zilele în care era liniște? Dacă era liniște? Păi mama dormea. Devenea depresivă, da? Nu avea chef de viață. Mama era așa între două extreme. Ori prea liniștită, ori prea activă. Uh-huh. Foarte multă liniște, așa, gen mormântare, nu știu cum. Cumva jos. Liniștea dinaintea furtunii. Da, cam așa ceva. Da, așa. Deci era, nu era bine nici așa. Deci nici așa nu era bine, nici așa nu era bine. Nu era un... Pentru mine nu era bine în niciun fel. Eram tristă, eram depresivă și eu. Păi acum înțeleg ce înseamnă, da? Atunci nu știam, dar eram așa, simțeam că sunt tristă, dar nu mi-era frică și în celelalte faze a lui mama... Îmi era și frică. Deci eram tristă și mi-era și frică. Deci cum o dădeai, tot nu era bine. Sentimente grele în fiecare zi. Mi-a spus așa, când mama nu avea alcool, era în depresie, dormea, iar noi trebuia să facem liniște. Era nervoasă tare dacă o trezeam. Da. În câteva cuvinte, cum v-ați descrie mama? Nu mama de azi, mama de atunci. O persoană, mama de atunci, inconștientă, aș descrie-o eu cum era ea atunci. Era, nu-și dădea seama ce face, asta cred eu. Nu-și dădea seama ce se întâmplă. Nici cu ea și nici cu noi și nici cu nimeni. Asta cred eu. Și dacă ea în sine ei își dădea seama, era prea greu să facă ceva. O persoană care nu era bine deloc cu ea. Automatizată. Uh-huh. Era o persoană automatizată și din povestea ei, faptul că a trăit fără tată, frații ei au fost dați la orfelinat, mama ei a fost o persoană dură la fel. Uh-huh. Okay. Și eu știu, eu și aici că sunt, tai toate chestiile astea. Nu mai las nimic mai departe. Ați rupt lanțul și vom vorbi spre final despre asta. De ce uneori vă era milă de tata și mergeați cu el ca să măturați scările blocurilor? Pentru că erau foarte multe scări și auzeam și că vine administratorul și făcea scandal că nu era curat. De multe ori, pentru că erau câte 10-12 scări, tata mai făcea jmecherii și le făcea de la etajul 1 până jos. Cât avea el timp și după aia, când aveam noi timp, noaptea sau când era liber, mergeam și făceam și de sus în jos. Și mergeam cu el că vreau să termine mai repede, mi-era milă de el, vreau să doarmă. Și le făceam noaptea. Dacă nu mă duceam să le mătur de sus până jos, luam o punguliță și strângeam toate chiștoacele. Chiștoacele, așa, scuze. Mai bag și din limba greacă câte ceva. Este ok. Strângeam toate chiștoacele, îl ajutam jos, deci jos unde era ghena. Se umpleau cazanele cu gunoi și trebuia să pui alt cazan ca să nu-ți fie greu după să le încarci. Și mă mai duceam, știam când era momentul și le făceam totuși noaptea pentru că mi-era rușine ziua, totuși. Mi-era rușine. Vă era milă de omul care... Muncea mult. Spunem, da, dar să o spunem și pe aia dreaptă. Deși tatăl dumneavoastră vă teroriza în fiecare seară, împreună cu mama, inconștient, să spunem, o făceau. Îmi dau seama că v-ați asumat o mare responsabilitate încă de mic copil. Da, mare. Să aveți grijă de ei, uh-huh. Să nu se bată prea tare, să uh-huh. Nu se rănească,
să fie bine la locul de muncă, să fie bine acasă, să fie bine frații. V-ați gândit vreodată la dumneavoastră? Atunci nu. Acum da, atunci nu. La nimic nu mă gândeam la mine. Și nu meritam eu doar eu ceva. Trebuia să avem tot sau nimeni. Eu am muncit foarte mult pentru să fie și ei bine. Da. Ați fost mai mult dumneavoastră un părinte pentru părinții dumneavoastră. Ați scris așa, m-a emoționat foarte tare când ați spus că îi mai făceam și câte o surpriză și mă duceam singură la măturatul scărilor. Da, mă duceam. Cred că ați fi făcut orice numai să-i vedeți bine. Chiar pe orice. Ei. Da, aș fi făcut orice și aici o să fac o paranteză. Pe mine nu mă striga nimeni pe nume, nu mi se spunea Cristina, mi se spunea Fochista, deci numele de familie Foca. Am și urât numele ăsta până nu de mult, dar acum îmi place numele meu, foarte frumos numele meu, da. Fochista sau Gunoiera sau aia lui Foca, ăia lui Foca, da, cam așa era. Etichetați. Da. Erați etichetați și asta marchează foarte mult un copil. Da. După ce mai crești și înțelegi altfel lucrurile, e ok. Când ați simțit sau care erau momentele în care simțeați cu adevărat dragostea părintească? Nu am simțit dragostea părintească, doar că nu am simțit dragostea părintească. Ce să caut acum să găsesc? Că nu am simțit-o. Ați stat să vă gândiți? Da, nu am găsit-o. Pot să spun că au fost momente când m-au lăudat un pic, când au fost mici scăpări, că da, suntem mândri de tine, după ce am întrebat eu, cum ți se pare? Sau... Dar nu... Nu cum fac eu acum, de exemplu, să oriunde. Ieri eram în autobuz venind spre București și era o doamnă lângă mine, vârstă la vreo 70 de ani, și i-am spus, doamnă, sunteți foarte frumoasă. Și lucrul care nu se... Doamna s-a uitat așa la mine, doamne, maică, ce frumos îmi spui. Crezi? Da, cred. Deci nu se obișnuiau chestiile astea, nu, cu te iubesc, cu... Nu, se vorbea foarte urât între noi. Și eu am vorbit foarte urât, foarte urât. Câți ani au durat aceste terori? Păi până, să zicem, până mai acum 4-5 ani, încă mă sunau în Cipru și lăsau receptorul deschis, telefonul, să aud eu ce se întâmplă acolo. Și eu disperam, sunam la poliție, îi amenințam prin telefon. Vin acolo și nu știu ce vă fac. Deci nu se mai poate, nu se mai... Deci Antonia îmi smulgeam părul din cap. Îl trăgeam cu mâinile mele, mi-l smulgeam. Sunt și tăiată pe mâini de la nervi. Am avut multe. Aici îmi vine să plâng. Plângeți. Descărcați-vă. Da. De ce spun că ei simțeau cine era părintele în casă? Deci își sunau propriul copil, da, ca să audă în continuare. Mama era un fel de ele de vină. Stai că o sun eu pe Cristina să vezi. Stai că o sun eu să-i arăt cine ești tu. Și se înjurau foarte urât, foarte urât. Deci foarte urât și-au vorbit între ei toată viața și cu noi. Vă era și mai greu fiind la distanță? N-aveați ce să faceți fizic? Nimic pentru ei? Sunam vecinii de aici, de pe la țară, mă sunau vecinii. Îmi spuneau, vai, dacă vezi ce-i la tine, vai, dacă vezi ce-i la tine. De ce îmi era milă de tata și nu l-am... Pe tata, tata niciodată nu m-a jignit pe mine și nici pe noi. Nu ne jignea el pe noi. S-au jignit între ei. Mama pe noi... Am auzit de la mama că tata ar bârfi pe la spate și ar fi spus lucruri, dar nouă față nu. Deci eu cred ceea ce văd doar așa. Pentru că mama putea să potolească totul. Eu asta am văzut. Nu știu sigur, dar cred că mama ar fi putut să potolească. Pentru că mi se dovedea atunci când nu bea.
Deci de aceea mai mult știam că mama e de vină, doar pentru că nu putea controla, pentru că nu vrea să pună, ea putea să controleze. Asta vreau să zic. Putea să oprească orice. Pentru că el nu avea puterea să se dea la ea când ea era trează. Ea era slabă și putea să facă din ea doar când era băută orice vrea el. Asta a fost marea mea. De aia nu am nimic de... Cu siguranță că nici tata n-a făcut bine nimic. Față de noi și față de ei. Față de ei în fața noastră. Adică nu că pe el îl pun în slăv și mama nu. Nu, amândoi sunt de vină. Doar că față de mine el nu a făcut unele chestii. Ei sunt conștienți de răul pe care vi l-au făcut? Ați spus că v-ați tăiat pe mâini din cauza neputinței, din cauza nervilor. V-au transmis din cauza nervilor. Am aceeași avut stare. Da. Ați dus-o mai departe ani de zile. Da. Sunt conștienți de asta? Ei vor vedea acest interviu? Da, deși inițial mama nu a fost de acord cu asta. Astăzi mi-a scris te iubesc, succes la emisiune. Da. Wow. A zis că ce trebuie să afle lumea, ce am fost noi. Și am spus ok, pe tine ce te costă dacă află lumea, ce ai de pierdut? Ce ai de pierdut dacă întotdeauna te transformi într-o perdea? Îți plătește cineva curentul? Sau apa? Sau este mai bine să dai bine în lume, dar noi să fim oricum? Să mâncăm noi, știu eu, spatele de la pui și alții pulpa? Pentru ce? De ce trebuie ție toată falsitatea asta? De ce trebuie? Tu ce vrei de fapt? Vrei icoana ta sau vrei familia ta? Îți place ce am trăit acum zilele astea două? Da, i-a plăcut foarte mult. Mi-a spus că pentru prima dată nu a plâns după ce am plecat eu și i-am zis, oare de ce? Și zice, păi din cauza că am mai lăsat mulțumită. Wow! Da. Adică? A fost ziua ei pe 22, da? Asta însemnând ieri? Ieri, da. Și am fost amândouă. Am fost amândouă în oraș și am petrecut un timp foarte liniștit împreună. Foarte bine ne-am înțeles și seara am jucat cărți cu ea, am învățat-o eu un joc de cărți care se joacă la noi acolo și ne-am jucat până la 3 noaptea a toți. Ai, încă unul, i-a plăcut foarte mult. De și fapt, când am venit la București, zice ce bine ar fi să mai vii o zi. Când asta nu se întâmpla în trecut. În trecut veneam aici cu critica, cu tot ce vreau eu să pun la punct și plecam certați. Credeți că odată cu vârsta primim și răspunsuri și învățăm și anumite lecții? Simțiți că se schimbă niște lucruri în viața lor? În felul lor de a gândi, de a acționa? Cred că eu am făcut fix ce a făcut mama. A criticat, a judecat, a dat... Cred că atunci când te duci și te exprimi diferit, uh-huh, și oprești critica, critica blochează. Eu sunt conștientă că am blocat-o pe ea, pentru că dacă am fost acolo și am spus tu mi-ai făcut asta, tu ai făcut asta, tu ai făcut asta, ea ce a avut de spus decât oricum sunt praf. Nu mai are niciun rost să mai... Ce să mai schimb acum? M-ai Dar acum când eu merg și spun, uite, eu aș aprecia asta la tine, mi-ar plăcea asta, aș vrea asta, oarecum... Sunt conștientă că am avut nevoie de foarte mult parcurs și mulți oameni lângă mine ca să fac schimbarea asta și acolo am ajuns în momentul în care am zis dacă eu am avut atâta lume lângă mine și am făcut atâtea chestii ca să mă schimb, păi acum să se schimbe de una singură într-un sat acolo cu traiul de 22 de ani numai acolo. Cum să se schimbe? Ați rupt lanțul și ați schimbat abordarea și vom afla da, multe alte lucruri. Da. Dar aș vrea să păstrăm ordinea evenimentelor întâmplate. Da. Și aș vrea să trecem la un alt capitol despre care nu știu cât puteți să vă amintiți și să ne povestiți. Mi-ați spus că după ce ați mai crescut, cu trecerea anilor, v-ați atașat de un băiat bun de care v-ați îndrăgostit de-a binelea și mi-ați spus așa: mă păstram fată mare ca să fiu al lui când va fi momentul. Da. Însă lucrurile au luat o întorsătură gravă de tot. Ce s-a întâmplat? Da, deci mama îmi spunea mereu că trebuie să fiu fată mare în biserică, să nu care cumva. Deci asta era amenințare, mi-era foarte frică de chestia asta.
Și eu transmiteam asta, adică băiatului cu care am fost i-am transmis. Noi doi nu putem să facem absolut nimic, eu la biserică, la cum își imagina mama visele ei, visurile ei. Și el era din Moldova, eu în București. Aici în București aveam o prietenă, doi, trei prieteni, o gașcă. Da? Bineînțeles, cine ar fi umblat cu mine pe atunci? Aveam o prietenă din de etnie romă, da? Și ea avea un prieten și tot așa aveam o gașcă noastră. Eram cunoscuți totuși, aveam încredere în persoanele astea. Foarte multă încredere au venit la mine acasă, eu am fost la ei acasă. Dar într-o zi nu a mai fost așa. Am fost cu ea și cu prietenul ei și cu încă un băiat care era acolo. Ei toți știau că eu am un iubit cu care vreau să... Oricum, eu întotdeauna mi-am dorit asta. Să găsesc un bărbat bun și să plec la mine acasă, să scap. Asta era ideea. Să am familia mea și să am rostul meu așa cum aș fi vrut eu să fie. Și acolo mi-au întins o farsă oarecum. A fost, haide până în casă ca să mă schimb. Și de la să mă schimb, m-am trezit cu niște uși de-astea foarte puternice de fier așa. S-au închis ușile, eram în zona Cățelu, pe acolo, prin zona aia. S-au închis toate ușile și m-am trezit cu un briceag la gât. Și era vorba de să fac cu el, să o facem. Deci trebuia să o facem. T-a amenințat. M-a amenințat cu cuțitul și îmi spunea, nu că nu o să continuăm, dar o să văd. Chiar ești virgină, cum spui tu, chiar, deci nu credea. Doar încerc. O prostie totală cu doar încerc, dar nu s-a oprit. Bineînțeles că am plâns, am disperat acolo, m-am implorat de el să nu facem asta. Și după ce am făcut-o, el a zis, a, da, ai fost virgină, rămâi cu mine de acum încolo. Și chiar am plâns foarte mult, eram foarte dezamăgită, foarte dezamăgită, eram pierdută. Și din Cățelul nu aveam cu ce să plec de acolo, deci nu aveam cum. Și am zis, Doamne, să nu mă las să adorm, vreau să mă trezesc la 6 dimineața, la primul tramvai, să fug de aici. Dar peste timp, peste o oră, două, a bătut la ușă și erau niște alți bărbați, și anume 6, și a ieșit el afară și după jumătate de oră a venit și mi-a spus, oh, sunt disperat, ăștia mă omoară, trebuie să le dau niște bani și dacă nu le dau banii aia, mă omoară. Mă omoară și pe mine și pe tine, nu? Ce, despre ce bani este vorba? Uite, mâine îi spun eu lui tata și facem cumva și îți dau eu banii aia. Dar nu face chestia asta, nu mi-o face, nu vreau asta, nu vreau asta. Până la urmă, ca să nu țin toată emisiunea cu povestea, că asta ar fi eu să-ți povestesc o seară întreagă, o zi întreagă, o săptămână. Am avut de ales, ori toți 6 odată, ori să accept să vină unul câte unul. Și bineînțeles că pentru mine a fost mai bine să accept unul câte unul și nu toți, deci nu, alegeți, ori așa, ori așa, îmi spune. Și după ce am terminat cu cei 6, a mai vrut și el încă o dată. Ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi refuzat? M-a amenințat cu briceagul, mi-a fost frică de briceagul ăla care mi-l băga aici în gât și eram închisă. Ce vârstă aveați? Poate 16-17, nu mai țin minte. 16, cred. Credeți că dacă ați fi crescut în armonie, într-o familie normală, mai simțeau ei vulnerabilitatea aceea în dumneavoastră? Nu, eu nu cred că pe nepoata mea poate cineva să o atingă, că nu se poate. Pentru că băiatul ăsta n-ar fi făcut la fel cu o fată care provine dintr-o familie care îi pasă și care îi este un pic frică, adică unde ne băgăm? E fata lui nu știu cine. Nu neapărat ca forță, dar toată lumea știa că ce putea mama cu tata să facă, ce-ar fi putut să facă. Că el m-a amenințat și cu ei. Că dacă spun la cineva ce s-a întâmplat, la fel va ajunge și sormea și mama și... Nu are rost să spun la cineva ceva. Și așa era pe timpuri. Cei de etnie romă pentru mine atunci, nu zic, n-am nimic cu ei astăzi, sunt oameni ok, dar cei cu care eu am avut de-a face erau niște oameni care nu le păsa, pur și simplu.
Mi-ați scris așa: cel care m-a violat m-a dat la încă 6 bărbați și m-a mai siluit și el odată. Deci prima mea experiență sexuală a fost cu 7 bărbați, fiecare în stilul lui, împotriva voinței mele. Da. Și aveau și o vârstă de 35-40 de ani. Ei. Erau oameni... Totuși. Poate de vârstă cu tata. Nu? Atunci. Am avut foarte mari... Cum ați depășit? Cum ați îndurat? Cum v-ați simțit după? Erați un copil. După... Am avut multe probleme și nu doar atunci și până și acum sunt foarte sensibilă. Am avut o infecție urâtă care ajungea să se spargă în mine și să mor. Deci am ajuns în ultima fază la spital și țin minte că aveau o siringă așa groasă. M-au legat doctorii cu 6 curele pentru că anestezie nu se face când ai infecție, ceva de genul. Și am făcut foarte multe injecții atunci, că le simt și acum. Atât de multe injecții. Am avut o infecție foarte mare. Și mai toată viața am fost sensibilă. Dar sufletește, am avut impresia mereu că ceva nu-mi place la corpul meu, că simt ceva nu mă... Am avut mereu, până când am devenit conștientă de ce se întâmplă. Mulți ani aveam o stare în care, dintr-o dată, ceva se întâmpla, dar nu înțelegeam ce. Și nu-mi plăcea corpul meu. Ceva nu-mi plăcea la mine, dar nu puteam să-mi explic ce. Îmi era rușine. Foarte mulți ani nu am spus ce simt, ce vreau, cum mi-ar place și dacă o să spun că vreau aia, ce o să creadă despre mine. Și eram stigmat, așa, nu știu cum să spun, ca și cum... Voiam să vă întreb, după ce ați fost... abuzată, ați ajuns cu probleme de sănătate la spital. În momentele acelea, cine v-a fost alături? Părinții au aflat? Cum s-au raportat? V-au ajutat? Nu. V-au susținut? Mama și cu tata n-au știut nimic, niciodată. Singura persoană care a știut ce mi s-a întâmplat a fost o prietenă de-a mea și prietenul cu care aveam să mă mărit, pentru care mă păstram. L-am sunat. Pentru că el era în Moldova, făceam apel pe la poștă, nu știu cum îl chemam. Și era singura mea speranță, omul ăsta. Și după ce i-am povestit ce mi s-a întâmplat, mi-a spus: a, de aceea n-ai vrut tu să fii cu mine, pentru că tu acolo în București, tu îți făceai de cap pe acolo și mie îmi spuneai că ești fată mare. Și aia a fost pentru mine o mare dezamăgire, foarte mare dezamăgire. A fost nedreptate. Pierdut. Da, atunci l-am pierdut. Acum am câștigat. Dar și atunci mi-ați l-am pierdut. Spus că ani buni v-ați gândit la... 10 ani de zile am stat cu gândul la el, zi de zi, zi de zi. Până când într-o zi, dar chiar vorbeam cu Dumnezeu și spuneam lui Dumnezeu: da, știu că tu nu vrei să fiu cu el și știu că nu n-ar fi și cel mai potrivit pentru mine, dar eu îl vreau, Doamne, eu îl vreau. Deci făceam înțelegeri cu Dumnezeu. Și acum îi spun lui Dumnezeu: mulțumesc că nu m-ai ascultat. De aceea astăzi, dacă ceva nu-mi dă Dumnezeu azi, eu îl înțeleg. Eu zic: a, da, ok, deci n-am, înseamnă că e bine. 10 ani de zile, până când într-o zi mi-a făcut cerere de Facebook și l-am văzut pe Messenger și am zis: pentru ce am plâns 10 ani de zile? A, deci de aceea Dumnezeu nu a vrut să fiu cu el. Am tras niște concluzii. Erați copil, repet, da. Și... ce aveam eu, ce sunt eu acum și ce eram eu atunci, după 10 ani, era mult mai frumos așezat față de mine, de Dumnezeu și de tot universul ăsta, față de ce aș fi fost cu el. Când și cum au aflat părinții despre ceea ce vi s-a întâmplat? Păi devenisem mamă și era tata la mine în Cipru, cred, și într-o zi pe scări afară stăteam cu el... Și nu știu cum mi-a venit mie să-i povestesc. Cu tata nu prea prindeam ocaziile așa să stăm de vorbă și atunci a fost o ocazie în care am stat cu el de vorbă și tata a rămas foarte uimit, că de ce nu mi-ai spus, că de ce nu mi-ai spus? Și i-a spus și lui mama și asta, mama mai până nu de mult, poate un an de zile, îmi spunea că am meritat. Wow! Da, că de ce nu mi-ai spus mie și ce aveai să faci tu?
Ce nu mi-ai spus mie? Păi ai meritat. Ce ai căutat să umbli cu aia? Ce ai căutat să... Trebuia să umblu și eu totuși cu cineva. Mi-ar fi convenit să umblu și eu cu o colegă din clasă sau cu o vecină sau... Mi-ar fi plăcut. Să fiți acceptată. Umblam cu ce se putea. Umblam cu ce se putea și cu cine eram acceptată. Cineva m-a acceptat. Aveți puterea să povestiți cu zâmbetul pe buze, totuși? Da. Ați depășit 100% tot ce ați trăit? Prietena mea astăzi, cea mai bună este scrisul și atunci când scriu, ies multe din mine și încă ies multe din mine. Întotdeauna am fost o femeie care râde mult și care... Uite, orice problemă ai tu, eu sunt cea mai tare cu tine. Dar la mine, greu. V-ați lăsat întotdeauna pe ultimul loc? Până nu de mult, da, dar acum nu. Acum nu. Acum eu trebuie să fiu pe primul loc ca să pot să te am și pe tine lângă mine. Că altfel n-am cum. Trebuie eu să pot, trebuie eu să am, trebuie eu să fiu puternică. Fix cum e în avion. Îmi pun eu masca prima, după care copilului. Acum așa. Dar, da, un pic de control îl am și aici, pentru că nu vreau să-mi strig machiajul. Dar este foarte... Am trecut, pot să spun. Am înțeles tot ce a fost. Chiar am înțeles și există un scop în tot. Povestea nu este gata. Mi-ați spus, am avut o viață de coșmar și chin. Oare câte răni mi s-au produs mie într-un timp atât de scurt? Și cu toate aceste răni am călătorit prin viață. În călătoria aceasta ați purtat un bagaj foarte greu, plin cu traume și durere. Da. În călătoria aceasta v-ați cunoscut actualul soț. Cine este acest om? Și să-mi spuneți dacă fără acest om ați fi reușit să fiți cine sunteți astăzi. Da. A fost omul și este omul care are cea mai multă răbdare care poate să o aibă un om. Atâta de multă răbdare încât de multe ori am spus că parcă dă sentimentul ăla de nepăsare, așa. Dar nu. El este un om foarte tăcut. Liniștit, dintr-o familie bună, civilizată, unde se vorbea frumos, se vorbește frumos, unde sunt respectată. Și știi filmul cu... Este... Eu mă regăsesc foarte mult în filmul cu Pretty Woman. Ăla este filmul care pe mine mă reprezintă foarte mult. Deci m-a luat dintr-un punct A și m-a dus într-un punct B. Țin minte că atunci când ne-am cunoscut și la început, aveam niște mărgele așa foarte colorate la gât și de ziua mea, de Sfânta Maria, apropo mă cheamă și Maria, mi le-a scos de la gât și mi-a dat un lănțișor cu cruce. După care stilul meu de a mă îmbrăca, mi-a cumpărat costume, haine, adică a fost așa o... Pentru mine era ceva de necrezut. Părinte. Și a fost singurul care... El a zis că se însoară cu mine. Dar eu nu l-am crezut. Eu îi spuneam, ok, nu trebuie să-mi promiți mare acostare. Eu eram deja sătulă de chestii de-astea. Eram o femeie matură. Chiar dacă eram mică de vârstă, eu eram foarte matură. Eu am fost matură de copil. Aveați vârsta de 20 de ani, nu? Da, dar eram mult cunoscut. Mai matură. Și nu l-ați crezut că este îndrăgostit de dumneavoastră? Nu, și că pregătește totul atât de repede și că în 2-3 luni de zile eram deja căsătorită. De ce totuși v-ați căsătorit dacă nu l-ați crezut? Eu îmi doream să mă căsătoresc, dar nu-l credeam că într-adevăr o să o facă. Și m-am căsătorit pentru că era un vis pentru mine. Să merg, să trăiesc în Cipru, lângă mare, să am o casă, să am o muncă și un bărbat fain care să-i pese de mine, era vis. Am un bărbat frumos. Și pe dinăuntru și pe din afară. Vă rog să-mi spuneți sincer dacă... Ați spus că a avut foarte multă răbdare. Uh-huh. Și are. Da. Nici nu știu cum să întreb. Dacă traumele prin care ați trecut v-a afectat căsnicia? Da, păi în primul rând am fost
bețivă funcțională, se spune, sau alcoolistă funcțională, cam așa ceva. Dependent de alcool. Alcool? Da, mult timp, mulți ani, în fiecare zi. Dar de ce am zis alcoolistă funcțională? Pentru că totuși mergeam și la muncă, eram și o gospodină foarte bună, ascundeam viciul ăsta al meu prin toate celelalte fapte bune ale mele. Uh-huh. Să compensez cumva. Beam, în fiecare zi beam. Și făceam și urât. Deci, mă certam. Exact. Ați dus mai departe comportamentul mamei în căsnicia dumneavoastră. Identic. Cum reacționa soțul? Ciudat că nu spunea nimic. Absolut nimic. Niciodată nu a venit să-mi spună ce a fost la cu tine ieri, ce ai făcut ieri, n-a fost ok. Niciodată nu se discuta a doua zi, culmea. Dar pe mine mă mânca asta în fiecare zi pe dinăuntru, că nu țineam minte nimic. Eram foarte încărcată a doua zi după băutură și depresivă. Și iarăși începeam. Și tot așa. Și mă certam cu toată lumea. Făceam dreptatea singură, peste tot. Sunteți mamă a doi copilași, frumoși. Un copilaș. Mi-ați spus că ați crescut nepoata. Da, nepoata este foarte mult timp la noi. Este foarte mult timp la noi. Are și camera ei. Da, ea este crescută și de mine. După cum spuneam, v-ați asumat să îi îngrijiți pe toți. Da, întotdeauna. Pe cei din jur. Cât a durat dependența de alcool și stările acestea, luptele interioare, de fapt? Și când ați realizat că se poate trăi și altfel, că vă puteți elibera sufletul de toate rănile și vă puteți vindeca, de fapt, sufletul? Dependența de alcool a ținut, cred că, 10 ani. Spre norocul meu, băiatul meu nu își amintește fazele care eu le făceam. Atunci când beam, am și spus, eram foarte nervoasă, puteam să dau cu pumnul în perete, să-mi smulg părul din cap de nervi, să am dreptate, să se facă ca mine, nu-mi dai deloc atenție. Făceam multe chestii urâte față de soțul meu, urât comportament. Și am început încet, încet eu să mă pedepsesc pe mine în sufletul meu. Mi-era foarte greu în fiecare zi când ziceam, oare cum m-am comportat și aseară? Oare ce am făcut și aseară? Și mai îmi striga sora mea, fratele meu mai îmi spuneau, mai îmi făceau reproșuri. Mai venea mama pe la mine, mai mă antrenam și cu mama. Ieșeau lucruri urâte, cu multe, multe urâte lucruri. Foarte urâte, față de soțul meu. Și am început să nu mai duc toată încărcarea aia. Eram foarte vinovată față de băiatul meu. Mă simțeam foarte vinovată. Nu știam dacă am dat să mănânce. Dacă a fost ok. Și cea mai tare fază era că mi-era rușine să-l întreb... Oare, acum eu mă trezeam dimineața și așteptam să se trezească soțul să văd, oare îmi zice ceva? Ce mi-ai fi făcut aseară? Și întrebam, Iorgo, noi suntem bine? Da, totul e. Păi și astăzi îl întreb, ce a fost în mintea ta de nu m-ai întrebat absolut? Eu n-aș sta cu tine nici 5 minute dacă ai fi cum am fost eu. Eu n-aș sta nici 5 minute cu tine. Nici 5. V-ați simțit iubită în perioada aceea? De soțul acceptată? Meu? Acceptată? Nu. Eu credeam că păi normal, sunt o gospodină, muncesc, banii aduc în casă. Eu credeam că e cu mine pentru că eu sunt o femeie puternică și fac totul, că eu făceam totul. Eu ca să fiu pentru el foarte, să fie el dependent de mine și să nu renunțe vreodată la mine, eu făceam totul. Aranjat, șifoniere, curățenie, muncă, gătit, totul era perfect. Nu putea să renunță la o femeie ca mine. Pe unde mai găsești una ca mine? Cum sunteți astăzi? Ce s-a schimbat? S-a schimbat totul. Totul s-a schimbat de la A la Z. Deci nimic nu mai este cum a fost. Nimic. Bineînțeles că sunt mai mult de 10 ani de când nu mai sunt dependentă de alcool. Nu am fost n-am fost undeva la vreun doctor sau ceva să mă vindec, ci doar eu am luat decizia asta și am început să beau bere fără alcool și am băut așa o perioadă până când m-am dezvățat definitiv. Și așa m-am lăsat de băut. Dar a rămas, am avut atacuri de panică foarte, 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 foarte multe în viața mea. Multe frici, multă nesiguranță. Și am reîntâlnit un prieten din copilărie, acum vreo 4 ani, 5, cred. Și întrebarea mea a fost, ok, și tu cum ești acum? Cum gândești?
Și el mi-a trimis o chestie de dezvoltare personală. Și acolo a început totul. Acolo a început totul. Timpul nostru a expirat, dar eu v-aș propune, da, să filmăm o altă emisiune în care să povestim despre cine este Maria Foca astăzi, în cine s-a transformat, și dacă sunteți de acord și v-ar fi confortabil să vă întoarceți cândva în țară pentru acest interviu, v-aș fi recunoscătoare și totodată cei de acasă sunt liberi să ne lase părerile lor în comentarii dacă își ar dori o a doua parte. Știu că ați venit special pentru acest interviu din Cipru și cu ocazia aceasta ați vizitat blocul în care ați crescut, blocul în care ați fost terorizată ani la rând. Ce ați retrăit acolo? Care au fost stările care v-au încercat? Tristețe multă și nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut deloc acolo și nu-mi place. De fiecare dată când trec pe acolo mă întristez și în trecut plecam de acolo. Ultima zi în România era de acolo pentru că vis-a-vis de blocul meu acum aveam unde să rămân, să stau peste noapte ca să fiu aproape de aeroport. Dar acum foarte bine că nu mai pot să fiu acolo, am unde să fiu în alte părți în România și în alte locuri și să plec bucuroasă din România, nu tristă. Mai stați cu câteva zile în țară și vă doresc să vă bucurați de... Da, o să mă bucur. Deja m-am bucurat. ...de aceste zile. Mă bucur că sunteți bine, mă bucur că v-ați regăsit, căci despre asta este vorba. Sunteți bine cu părinții, așa cum... Vom fi și mai bine. Suntem bine și vom fi și mai bine. Și sunt bine... sunt cu aceiași oameni în viața mea, mă refer la familia mea, da? Cu care suntem diferiți între noi. Cu toți. Este un lucru minunat să aflăm asta și vă mulțumesc pentru că v-ați deschis sufletul în această seară aici. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și că am putut să spun toate astea. Dragii mei, în această seară ați fost martori la o poveste dură. Știu că ați empatizat cu fiecare cuvânt, fiecare trăire relatată de invitata mea. Eu vă mulțumesc că sunteți aici cu noi, vă mulțumesc că ați ales să ne urmăriți. Dacă simțiți nevoia să interacționați cu noi, puteți lăsa părerile voastre în comentarii. De asemenea, dacă și tu ai o poveste de viață din care consideri că avem de învățat, îmi poți scrie pe paginile mele de Facebook sau Instagram Antonia Fudulu. Eu vă dau întâlnire duminica viitoare de la aceeași oră 20 cu o altă poveste de viață aici la Spunem Cum. Până atunci vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.